Toată coasta atlantică a Franței este astăzi sub cod roșu de temperaturi ridicate. În sud-vestul țării, peste 14.000 de oameni au fost evacuați dintr-o importantă zonă turistică din cauza incendiilor de vegetație. Este cod roșu de caniculă și în câteva regiuni din nordul Spaniei, dar și pentru prima dată în Anglia. Coduri portocalii sunt în Elveția și în Luxemburg, în timp ce toată Austria este sub cod galben de temperaturi ridicate. That's why we'll see the highest of the temperatures across England and Wales. Could potentially be record-breaking for us, but even Scotland and Northern Ireland will see temperatures soar into the start of next week, getting close to around 30 degrees. Măsuri suplimentare pentru serviciile de ambulanță au fost luate în Marea Britanie. Mai mulți operatorii de gestionare a apelurilor și capacitate suplimentară pentru linia de urgență se numără printre pașii planificați pentru luni și marți, când va fi cel mai rău. Well, the clear message to the public is to take the sensible steps in terms of water, shade and cover that many people are aware of. That's the best way of mitigating against the heat. We're asking people to keep an eye out for their neighbours and those who may be vulnerable. În alte țări, cupola de căldură care a lovit Europa a adus incendii de proporții. Flăcările fac ravagii în sud-vestul Franței, unde peste 12.000 de persoane au fost evacuate. Unii oameni au fugit doar cu hainele de pe ei, n-au mai avut timp să-și strângă din lucruri și n-au mai apucat nici măcar să-și ia animalele de companie. Franța se confruntă de asemenea cu o căldură sufocantă și așteaptă în continuare temperaturi ridicate. 16 departamente sunt sub cod portocaliu de vreme severă. Focare de incendii sunt active în mai multe regiuni din Portugalia. Focul a distrus deja 30.000 de hectare de teren în acest an, cea mai mare suprafață din 2017, când statul iberic s-a confruntat cu incendii devastatoare, în care au murit aproape 100 de persoane. În sudul Spaniei, în apropiere de Costa del Sol, mii de persoane au fost nevoite să fugă de un incendiu care se propaga rapid într-o zonă unde există multe hoteluri și case de vacanță. Turiștii aflați pe o plajă au văzut coloane mari de fum ridicându-se pe dealuri, unde mai multe avioane și elicoptere se luptau cu focul. It was very fast. We had to get, I mean, I didn't take it too seriously. I thought they had it under control, and I was quite surprised whenever it started, seemed to be moving our direction. Probleme mari din cauza incendiilor sunt și în Grecia, atât pe continent cât și pe unele insule. Un focar foarte mare a fost raportat în insula Creta, unde își petrec vacanța zeci de mii de turiști. O parte dintre efectele ultimelor zile de foc în Europa de vest, dar meteorologii spun că astăzi, mâine și poimâine Europa din această parte a continentului va trece din nou prin temperaturi ce vor ajunge chiar și la 45 de grade Celsius. Despre întreaga situație discutăm în continuare cu Andreea Georgescu. Bună dimineața, Andreea! Bună dimineața! Nici noi nu o să scăpăm, dar la noi căldura vine spre final de săptămână, însă Europa se confruntă cu un episod extrem de caniculă. E un episod extrem de caniculă, e al doilea episod al acestui sezon de vară și specialiștii se așteaptă să se întindă pe încă de-a lungul mai multor zile, ar putea candida la unul dintre cele mai lungi episoade de caniculă și specialiștii climatologii cu toții atrag atenția că în anii următori aceste episoade se vor înteți, vor veni tot mai devreme în an și vor dura tot mai mult. Vedem că Portugalia, Spania, Italia, Grecia rămân sub avertizările meteorologilor, iar valul de căldură va urca, va merge spre centrul continentului cu Germania și Belgia intrate în în acest cod roșu de caniculă și Marea Britanie care se așteaptă la temperaturi estimate în urmă cu 2-3 ani pentru anul 2050. Iată că, din păcate, estimările meteorologilor se adeveresc mult mai devreme decât credeau.
Ne uităm un pic pe rând la fiecare țară în parte și la efectele pe care aceste valuri succesive de caniculă ale începutului de vară le-au avut. Portugalia și Spania sunt în mod evident cele mai afectate. În Portugalia, în cea mai dură zi a perioadei, au fost 250 de incendii de vegetație raportate. Pompierii pur și simplu nu mai făceau față intervențiilor necesare. 650 de oameni și-au pierdut viața din cauza problemelor de sănătate generate în mod direct de temperaturile extreme, în condițiile în care într-una dintre localitățile din zona de nord a țării s-au depășit 46 de grade Celsius în cursul săptămânii trecute. Spania, de asemenea, efecte vizibile ale căldurii, incendii de vegetație care au afectat deja peste 14.000 de hectare de teren, mii de persoane evacuate și la fel sute de decese, în condițiile în care și aici, în mai multe localități, s-au depășit 40 de grade, s-au depășit chiar și 43 de grade în cursul săptămânii trecute. Italia deja a trecut la tot mai multe restricții în privința utilizării apei potabile din sistemul de alimentare publică. Dacă săptămâna trecută vorbeam despre 100 de localități unde consumul de apă a fost restricționat, deja am ajuns la 170 de orașe și localități mai mici unde consumul de apă a fost limitat la strictul necesar. Oamenii nu mai au voie să ude grădinile, nu mai au voie să umple piscinile și așa mai departe. În Franța, la fel, incendii de vegetație masive și foarte multe persoane evacuate, până la 14.000 de persoane evacuate, în condițiile în care avertizările meteorologilor rămân în continuare în vigoare și sunt foarte serioase și pentru restul țărilor. La noi, miercuri-joi, revin temperaturile foarte mari, revin avertizmentele meteorologilor și în țara noastră și la noi s-a văzut efectul unui val de caniculă venit mai devreme ca în anii trecuți. Foarte multe incendii de vegetație. La începutul lunii erau câteva sute de intervenții în fiecare zi. În momentul de față și Grecia se confruntă cu probleme din cauza caniculei și știu că sunt pompieri români plecați acolo, așa cum s-a întâmplat și anul trecut când Grecia a trecut prin câteva zile de foc din acest punct de vedere. Da, Grecia pare să treacă în fiecare an prin același scenariu negru pentru autoritățile de acolo. De data aceasta au chemat din timp ajutoare, pentru că nu numai pompieri români au fost detașați în Grecia înainte de venirea valului de caniculă și alte state, în special state vecine, au trimis în Republica Elenă autospeciale pregătite să intervină, oameni pregătiți să intervină și au avut inclusiv pompierii români mai multe intervenții încă din săptămânile trecute. Deja au fost înlocuiți, la sfârșitul săptămânii trecute a plecat al doilea contingent de pompieri români și se așteaptă ca în continuare să aibă intervenții, unele chiar dificile, pentru că merg pompierii români cu autospeciale nou cumpărate, care au venit anul acesta în dotarea pompierilor români și din acest punct de vedere, din păcate, Grecia suferă, nu are autospeciale noi, nu are autospeciale care pot transporta cantități mari de apă și de aceea acesta este de altfel și unul dintre motivele pentru care au avut nevoie de sprijin din partea Uniunii Europene, din partea statelor vecine pentru a reuși să țină sub control acest fenomen care din păcate se repetă de la an la an în Grecia. Andreea, mulțumesc tare mult, mulțumesc pentru prezență, mulțumesc pentru această analiză.